De luni 7 martie se primesc cereri pentru tichetele sociale și cele educaționale. Sunt două programe sociale adresate persoanelor sau familiilor defavorizate. Până pe 20 martie se pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale, destinate pensionarilor și persoanelor cu handicap, ale căror venituri sunt sub 750 de lei pe lună. De azi se primesc cereri pentru tichetele sociale și educaționale. Pentru tichetele sociale, pe care le eliberează Primăria Municipiului Roman trimestrial, după cum știți, se primesc cereri în perioada 7-15 martie, iar pentru tichetele educaționale până pe 21 martie pentru anul școlar în curs, iar pentru anul școlar următor până pe 20 decembrie. Deci pentru anul școlar eliberăm până la sfârșitul lunii martie, eu am să încerc să extind până la sfârșitul lunii aprilie, într-o discuție pe care am făcut-o ca oamenii să aibă timp, dar pentru anul școlar următor până pe 20 decembrie. Pentru tichetele educaționale, cererile se pot depune până pe 21 martie, iar valoarea tichetelor este de 50 de lei. Copiii din familii defavorizate vor beneficia de un stimulent educațional sub formă de tichete sociale în valoare de 50 de lei conform hotărârii de guvern 15/2016. Pentru a stimula participarea în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate. Suplimentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate dacă sunt îndeplinite cumulativ, adică toate condițiile. Vârsta minimă a copilului să fie de 3 ani, vârsta maximă să fie de 6 ani, deci între 3 și 6 ani. Condiția principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvența zilnică la grădinița a copiilor din familiile beneficiare, cu excepția absențelor motivate. Venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, de 283 de lei. Stimulentul educațional se acordă la cererea unuia dintre părinți sau a reprezentantului legal al copilului sau a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului. Condiția când părintele lipsește, pe perioada absenței acestuia. Condiția principală pentru acordarea acestui ajutor este frecvența zilnică la grădiniță a copiilor din familie beneficiare, cu excepția absențelor motivate. Cu condiția ca aceste absențe motivate să nu depășească 50% din zilele de grădiniță. Tichetele educaționale, ca și cele sociale, nu pot fi schimbate pe bani sau utilizate necorespunzător. Valoarea lunară a tichetelor este de 50 de lei. Aceste stimulente pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și sau a rechizitelor. Este interzisă utilizarea tichetelor sociale ca și stimulente educaționale pentru achiziționare de țigări, cafea, băuturi alcoolice sau transformarea lor în bani sub pericolul pierderii acestora. Stimulentul educațional nu este inclus în veniturile salariale, nu este impozabil și nu se ia în calcul la stabilirea unor obligații legale de întreținere și nici la stabilirea veniturilor. Deci nu îl defavorizează pe cel care obține anumite ajutoare sociale. Cererea pentru acordarea tichetelor sociale și a celor educaționale se vor depune la sediul Direcției pentru Asistență Socială. Cererile pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță, sigur, însoțite de toate actele justificative privind componența familiei și a veniturilor nete lunare realizate, se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială din strada Alexandru cel Bun, numărul 3. Acolo și eventuale clarificări. Mai mult, noi acest material informativ l-am pus și pe site-ul primăriei și pe Facebook-ul primăriei. Tichetele sociale se vor acorda în 4 tranșe. Fiecare pensionar sau persoană cu handicap cu venituri reduse urmând să primească tichete în valoare de 50 de lei. Limita de venit impusă de proiect este de 750 de lei pe lună pe membru de familie.